În episodul trecut am descoperit domniile lui Radu I și Dan I. Aceștia au continuat politicile precursorului lor, Vladislav Vlaicu, atât intern, dar mai ales la nivel zonal, nutrind dorințe de control asupra vecinilor de la sud de la Dunăre, cu care se înrudeau. Dacă vrei să vezi acel episod, îl găsești în dreapta ecranului, dar și în descrierea acestui video. Începem un nou serial pe canalul nostru de YouTube dedicat domnitorilor și voievozilor țărilor române. Nu ne vom limita la biografii sterile, vom urmări povestea lor și din perspectiva luptelor duse de aceștia, a castelor și cetăților unde au trăit, dar și a vieților amoroase. Vom încerca să creionăm portrete cât mai apropiate de realitate, cu bune și cu rele. Conform documentelor, domnia lui Vlad I Uzurpatorul cuprinde perioadele de la 21 martie până la 6 decembrie 1396 și de la 24 până la 31 ianuarie 1397. Instalarea lui pe tronul Munteniei se face cu ajutorul turcilor și polonezilor. Faptul că este ajutat de către polonezi reiese dintr-un act emis de către Vlad la data de 28 mai 1396 din Curtea de Argeș, act în care își exprimă omagiu față de Vladislav Jagiello, regele polon, precum și față de soția acestuia, Jadwiga. În data de 8 decembrie 1397, Sigismund de Luxemburg menționează că voievodul Transilvaniei, Stibor de Stiborich, trece cu oastea sa prin țara românească spre Nicopole pentru a participa la lupta cruciaților cu turcii din 25 septembrie, unde domnea Vlad, cel dușmănos. Stibor pătrunde cu oaste în țara românească și asediază cetatea Dâmboviței, iar Vlad I se predă cu întreaga sa suită, fiind dus ulterior în fața regelui Ungariei. După ce Vlad este înlăturat, la tron urmează Mircea, care va primi ulterior și numele de cel bătrân. Acesta face parte din dinastia Basarabilor, urmând filiația Radu Negru, Basarab I, Alexandru Nicolae, Radu I. Este frate cu Dan și probabil cu Vlad I. Mircea cel bătrân se căsătorește cu doamna Mara, al cărei chip se găsește zugrăvit și se păstrează la mănăstirea Brădet. Despre originea ei ne putem da seama din interpretarea documentelor, care ne arată faptul că este descendenta familiei de origine germană Cilii din Cariniții. În pomelnicile mănăstirilor Tismana și Arnota se găsesc menționat despre o a doua soție a lui Mircea în persoana doamnei Anca. Mircea, conform cronicarului Ducas, ducând o viață desfrânată, a avut mulți copii naturali. Primul dintre aceștia este Mihail, care este asociat la domnie și care este ucis de către turci în anul 1420. Cel de-al doilea fiu este Radu Praznaglava, care decedează în anul 1427, Alexandru Aldea, care se stinge probabil în anul 1436 și nu în cele din urmă Vlad Dracul, care trece la neființă în anul 1447. Mircea cel bătrân este singurul domn român care nu a încheiat niciodată un tratat de vasalitate cu niciunul dintre vecinii și dușmanii lui. De asemenea, sensul relațiilor vlaho-otomane este stabilit de către Mircea, lucru foarte important în secolele care au urmat, deoarece otomanii au respectat anumite lucruri în relația cu țara românească. Un alt lucru important este legat de asocierea la domnie a fiului său Mihail, care îl ajută pe Mircea la cârmuirea țării. Asocierea se face din înaintea datei de 27 decembrie 1391 și s-a păstrat până în momentul morții lui Mircea în anul 1418. În planul politicii interne, Mircea ajunge a stăpâni un teritoriu vast pe care îl va organiza sub autonomia domniei sale, care își are sediul la Argeș. După ce îl asociază pe fiul său Mihail la domnie, acesta stabilește sediul la Târgoviște. Din punct de vedere militar, armata este alcătuită din oastea cea mare, compusă în principal din țărani, și din oastea cea mică, ce este formată din curteni și oameni apropiați domnitorului. Va înzestra oastea cu arme, fortifică cetățile existente și construiește cetăți noi în punctele strategice ale țării. Deși toate tratatele sunt făcute pe picior de egalitate, totuși Mircea va deveni vasal regelui maghiar. Acesta este un lucru în avantajul său, deoarece este recunoscut de către Sigismund ca stăpân peste Făgăraș, Amlaș și Banatul de Severin. Primește de la acesta castelul Bran și domeniul Bologa, care cuprindea 18 sate.
În anul 1389, domnitorul muntean încheie un tratat de alianță cu Petru I al Moldovei. Domnitorul moldovean îl ajută pe Mircea să încheie un tratat de alianță cu regele Poloniei, Vladislav al II-lea. În anul 1400, Mircea îl alungă de pe tronul Moldovei pe Iugaologul și îl pune ca domn pe Alexandru cel Bun, lucru care va face ca relația între cei doi să fie foarte strânse până în momentul decesului lui Mircea în anul 1418. Un lucru foarte important care urmărește întreaga domnie a lui Mircea este reprezentată de conflictul pe care îl are cu Imperiul Otoman. Acesta ajunge să intre în conflict cu sultanul Bayezid, fapt care este urmat de ciocnirea armată de la Rovine, ciocnire care se încheie cu o victorie relativă a lui Mircea. În anul 1396 participă la cruciada anti-otomană de la Nicopole, alături de regele maghiar și de aliații din vestul Europei, cruciada care se soldează dezastruos pentru creștini. Între anii 1397 și 1400, turcii organizează două incursiuni la nord de Dunăre, ajung până în Transilvania, iar la întoarcere Mircea reușește să îi învingă. După bătălia de la Ankara din anul 1402, când Bayezid este ucis de către Timur Lenk, Imperiul Otoman este cuprins de anarhie. Mircea reușește să profite de acest lucru și în anul 1404 recuperează Dobrogea. În anul 1410 îl sprijină pe Musa Celebi, conducător al Rumeliei, în preluarea tronului, iar după uciderea acestuia îl sprijină pe Mustafa Celebi, fratele lui Musa, și pe șeicul Bedr el-Din. Din păcate, Mahomed I reușește să își anihileze toți oponenții și dorește a organiza o campanie de pedepsire a principelui muntean. Pentru a evita acest lucru, Mircea semnează în anul 1415 sau 1417 un tratat cu turcii, prin care aceștia se obligau a respecta granițele țării românești în schimbul unui tribut de 3000 de piese de aur. În timpul lui Mircea cel Bătrân, țara românească a avut cea mai mare întindere din Evul Mediu. Lucrul acesta poate rezulta și din titlul pe care și-l arogă în anul 1406 și pe care și-l păstrează până la sfârșitul de domniei sale, titlul de Mare Voievod. Acesta preia amlașul și făgărașul de la unchiul său Vladislav I. Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, din cauza situației interne dificile, nu a făcut niciun demers pentru a-i lua acest teritoriu. Iar după bătălia de la Rovine, îl recunoaște stăpân pe Mircea peste el. Mircea stăpânește și Banatul de Severin din anul 1388 sau 1389. Chiar dacă într-un document din data de 20 iunie 1400, Severinul nu mai apare în titulatura lui Mircea, nu avem argumente că zona ar fi intrat în stăpânirea coroanei maghiare. Începând din anul 1404, acesta ia în stăpânire nordul gurilor Dunării, care cuprindea și cetatea Licostomo. Ultimele cercetări arată faptul că acest port nu este unul și același cu Chilia, ci o așezare aflată în preajma Vâlcovului și Peripravei. În cursul anului 1388, în timpul luptelor dintre trupele turcești conduse de Ali Bey și cele aliate ale despotului Ivanco cu țarul Șișman, Mircea trimite un corp de armată care ocupă unele cetăți dobrogene. Cetățile sunt recuperate însă în scurt timp de către armatele otomane, dar după plecarea acestora, Mircea reușește să cucerească Dobrogea în totalitate. Dobrogea va fi pierdută cel mai posibil după bătălia de la Nicopole din 1396, dar va fi recuperată cu ajutorul lui Sigismund de Luxemburg în anul 1404, fiind în posesia țării românești până în anul 1420, iar apoi, până în anul 1428, temporar, va aparține mai multe rânduri Munteniei. În acest episod doar am menționat câteva dintre bătăliile purtate de Mircea. Vom realiza după acest film câte un episod separat pentru fiecare dintre aceste bătălii. Mircea cel Bătrân va muri pe 31 ianuarie 1418 și va fi înmormântat la mănăstirea Cozia. Lui va urma la tron fiul său, deja asociat la domnie Mihail I. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.